Evenimentul a fost găzduit de pub-ul La Scriitori, iar această zi cu mare încărcătură istorică nu a fost aleasă întâmplător. Scriitorul Vasile Lupaș îndemnându-i pe târgovișteni să se simtă cu adevărat români. Nici cartea nu este redactată întâmplător în format audio. Acest proiect de redare a istoriei adevărate românilor se adresează în mod special tinerilor, tot mai puțin înclinați spre lectură și tot mai dezinformați de istoria poporului român. Prin Iadul Tătarilor, lecturată de Marcel Iureș, readuce în amintire personaje și fapte istorice care fac cinste poporului român. Trebuie să dăm copiilor noștri ceva mai departe. Sună așa, sună prea serios. Acum că ne aflăm aici la Scriitori, toți prietenii care am copilării, care am jucat basket împreună. Dar trebuie să dăm ceva mai departe, pentru că se dezvoltă acel complex de inferioritate a românilor. Total nefondat. De atunci copiii de azi trebuie să-și amintească de valorile naționale care au făcut ca România să trăiască lângă imperii care se spărgeau. Este o lansare mică astăzi, dar am vrut să facem totuși ceva de 1 decembrie și nu de dragul cărții, nu de dragul meu, foarte mult de dragul celor care au nevoie de așa ceva al copiilor și a celor care au participat la aceste cărți. Pe lângă domnul Marcel Iure sau domnul Mircea Albulescu, au existat foarte mulți oameni mari, importanți, unii cunoscuți, alții necunoscuți, care au vrut să alieze acestui proiect de redare a istoria adevărată a românilor. La eveniment au fost prezente persoane de toate vârstele, dar și prietenii apropiați scriitorului. Prietenul meu, Vasile Lupaș, a fost cea mai frumoasă surpriză de acest gen care mi s-a întâmplat, a declarat Gabriel Cristache, director Kiss FM Târgoviște și bun prieten al scriitorului Vasile Lupaș. E timpul să ne întoarcem la rădăcinile noastre, e timpul să ne întoarcem la acel sărut mâna pe care îl dădeam de copii vecinei noastre de la 2, care avea grijă ca florile de pe scară să arate bine, să fie udate și să nu fie frunze uscate în jurul lor. Să ne întoarcem la valorile care ne-au făcut pe noi oameni cu o mare. Cei prezenți la acest eveniment au putut achiziționa cărți scrise de Vasile Lupaș la preț mai mic decât în librării.